Bine ați venit la Spy Shop! E Black Friday și astăzi o să vă arăt un detector de fum wireless pentru entuziaștii smart home. E în oferta noastră și o reducere de 45%. E foarte simplu de folosit, se conectează prin Wi-Fi la aplicație, unde primești alerte în cazul în care detectează ceva. O să vă și ghidez pas cu pas prin configurarea aplicației, după ce ne ocupăm de partea de unboxing. Hai să începem! Spy Shop. Securitate înainte de toate. Să ne luăm cuțitul de unboxing. Are aici un mic sigiliu. Bam! Și hai să vedem ce avem în cutie. Avem manualul de instrucțiuni, bineînțeles. Detectorul de fum. Și avem câteva șurubele pentru instalare, bineînțeles. Cam atât în cutie și aici avem detectorul. Capacul spate, prin rotire, ar trebui să iasă ușor. Și avem o siguranță pe baterie ca să nu se uzeze, bineînțeles, să nu se termine când stă în depozit sau în stoc. Trebuie să trageți ușor să nu sară bateria afară. Și acum ea funcționează. Putem să punem capacul spate înapoi. Are niște pini care se blochează când învârți. E ready și facem și un test să vedem. Are o sirenă de 85 de decibeli, am uitat să menționez. Deci aveți grijă dacă sunteți cu căști, v-am avertizat. Asta părea mai mult decât 85 decibeli. Se aude extrem de tare. Hai să trecem și la partea de aplicație. Să vedem cum o adăugăm. Aplicația se numește Tuya Smart, o găsiți pe Google Play sau App Store. Foarte simplu, o descărcați și o instalați. O deschidem și dăm Add Device sau butonul de plus din dreapta sus. Trebuie să se conecteze la un router de 2,4 GHz. De obicei, accesorile Smart Home se conectează doar la 2,4. La senzori, poate găsim la senzori. Uite-l aici. Detector de fum prin Wi-Fi, da? Acum trebuie să punem parola. Indicatorul se aprinde intermitent și ar trebui să-l găsească imediat. Adăugată cu succes. Acum e pe modul standby. No smoke alarm, deci nu avem încă nicio... Bateria e plină. Dacă mai avem ceva notificări, le avem aici. Dacă se întâmplă ceva, o să rămână, bineînțeles. Acum hai să facem un test real life. Am să las telefonul pornit, bineînțeles, și am un spray special pentru detectoare. Trebuie să las deschis ca să pot să apăs butonul. Și o să dăm către să vedem cum reacționează. Sper să nu dureze foarte mult alarma. Aveți grijă acum, cei cu căști. Da, se aude extrem de tare și funcționează, totul e ok, puteți să o cumpărați cu încredere, merge perfect și sigur o să auziți, cred că și de afară la ce tare, 85 decibel, cred că e mult prea puțin ce scrie pe ambalaj, sincer, de la 120 în sus, garantat, funcționează foarte bine. Hai să vedem acum dacă ne-a rămas, da, avem și notificare pentru alarma asta. Deci totul funcționează cum trebuie. Sper că v-a ajutat acest video. Găsiți produsul la noi pe site. E acum în reducerea de Black Friday. Eu am fost Răzvan și ne revedem data viitoare.